Cristian Margărit. Discuții sănătoase despre dietă și sport. În fiecare miercuri, după orele 20, numai pe Active FM. Suntem la fix prezență în studioul Active FM, Cristian Margărit împreună cu Alex Mănucu și nu numai, mai avem un Alex alături de noi, îi spunem bună seara, mai multe detalii știe Cristi împreună cu invitatul nostru special din această seară. Salut, într-adevăr am dedicat emisiunea din această seară Convenției Internaționale de Fitness. Știu că sună așa un pic pompos ce înseamnă o Convenție Internațională de Fitness. Este într-adevăr internațională pentru că vin oameni să prezinte din toate colțurile globului și prietenul nostru Alexandru Mureșanu, reprezentantul organizatorului, ne va povesti imediat despre ce e vorba. Și de asemenea vin oameni să asiste la clase, la fel din mai multe țări, nu știu dacă din toate colțurile globului, dar prezentatorii, în mod cert, număr de peste 40, vin de pe tot globul, sunt foarte, foarte buni. Sper că și eu mă ridic la înălțimea așteptărilor, pentru că voi avea două prezentări, sâmbătă și duminică. Noi v-am tot spus despre fără dar și poate despre acest eveniment la un mare hotel din București, la hotel, putem să-i spunem și numele astăzi, pentru că avem un premiu pentru cei care vor suna și vor să vină la această convenție internațională, da, la Marriott va fi. Și premiul evident pentru cel mai curajos, cel mai interesant ascultător sau ascultătoare va fi o invitație, o cartelă, să-i spunem, de acces, va fi un special guest, deci un oaspete special al acestui eveniment. Și de asemenea vă așteptăm, da, cu întrebările ca de obicei, getfit.radio, și Alexandru Mănucu va spune și celelalte metode. Eu sunt aici la calculator, messengerul este deschis, dar am preferat să intrăm în direct prin telefon. Alex e la butoane, le spui numărul de telefon, îl repetăm, da? Avem același număr de telefon, dar oricum îl repetăm pentru că mama învățăturii e repetiția. 0734220202, îl mai spun încă o dată, 0734220202. Putem să intrăm în direct, puteți adresa întrebări invitaților noștri din această seară, Cristian Margărit împreună cu Alex. Să vedem ce surprize ne-ai pregătit din punct de vedere informațional, pentru că de fiecare dată ne surprinzi, mai ales că astăzi o să fie amplificată surpriza informațiilor de calitate prin natura invitatului. Exact, invitatul ne va povesti un pic despre ce vom face acolo, dar mai avem încă o surpriză, de data asta. Da, e Crăciunul azi? Tot pentru ascultătorii noștri din București, sunt două permise de acces pentru o săptămână la o sală din București, în zona Văcărești, 168 Sport Station. Cred că știe toată lumea blocurile alea înalte acolo și frumoase de pe Bulevardul Văcărești. Sunt dotate cu o sală foarte, foarte frumoasă și sunt două invitații de o săptămână. Deci fac precizarea cu zona, pentru că ar fi bine să sunați dacă sunteți în zonă și veți putea câștiga aceste carduri fit, așa scrie pe ele, card fit, de câte o săptămână, măcar să prindeți gustul sălii, măcar să vă simțiți bine. La ce etaj e sala în complex la acolo? La parter. Mă gândeam că ar fost frumos să fie la un etaj superior. La etajul 20 sau cât. Să se vadă tot orașul. Facem în fiecare vară cât un maraton în spinning. Undeva la etajul 25, așa. Bun. Sunt interesant. Care vor să vină. Cu ocazia asta îl introducem și pe invitatul nostru, Alexandru Mureșanu. El, după cum ați înțeles, face spinning, face și antrenamente funcționale, functional training. O să-l întrebăm un pic mai târziu despre asta, dar o să-l întreb acum despre această convenție. Tu ce părere ai din postura ta de prezentator, nu? Prezinti și tu un program acolo? Da. Duminică am o clasă de spinning, începând cu ora 12.45 până la 1.45, o clasă de 60 de minute. Nu e mult 60 de minute? E o clasă standard, să zicem așa. Undeva între 45 de minute și 60 de minute este o clasă standard de spinning. Ce înseamnă spinning? Hai să spunem și pentru cei care n-au fost la sală sau n-au avut contact cu o astfel de mișcare. Se învârte ceva, nu? Ce învârtim? Învârtim niște pedale, în primul rând. Așa. O să încerc să vorbesc într-un mod cât mai simplu și cât mai pe înțeles tuturor. Deci, în primul rând, dacă suntem în căutarea de un antrenament foarte amuzant, foarte energic, în care să ardem foarte multe calorii, spinning este cea mai bună alegere.
vom pedala pe un ritm al muzicii, impus deci, de instructor. Deci sunt niște biciclete staționare, da? Care se pot adapta pe orice formă, orice mărime și orice gabarit a persoanei care o folosește. Adică nu e ca la banda de alergat să se spună dacă ai peste 120 de kilograme, te rugăm frumos este să cauți un program care protejează foarte mult genunchii, foarte mult încheieturile, foarte mult coloana, chiar și cei care au probleme cu spatele, care au probleme cu genunchii, pot apela foarte... cu mare succes la acest tip de program. Deci e un antrenament cardiovascular foarte bun. Foarte complet, înțeleg, da. Foarte dar complet. Fără acel impact periculos asupra articulațiilor, exact. Pentru că noi avem foarte mulți oameni supraponderali și vor să se apuce de alergat. Și le spun, nu ești de alergat, mai bine hai încearcă un eliptic, o bicicletă staționară. Și o clasă de spinning. O clasă de spinning înseamnă, deci, că și un începător care are o capacitate cardiovasculară încă redusă, da, pentru că va urma să și o dezvolte. Poate începe cu o clasă de spinning. Contează foarte mult cine o predă. Adică corpul este protejat atâta timp cât cel din față care predă clasa știe ce să vadă și ce să corecteze la cei din sală. Se pot face greșeli foarte mari pentru că atunci când nu se ține cont de o tehnică corectă de pedalat, de un rind corect, de o rezistență corectă, dar dacă toate aceste lucruri sunt în parametri, totul va fi în regulă și va fi în siguranță pentru cel care va folosi. Am înțeles. Deci se ard multe calorii, se poate intra în formă, asta e clar. Se poate arde chiar și 1000 de calorii. Am clienți care ard 1000 de calorii la o oră. Da, eu am o părere un pic mai conservatoare, să zicem, despre câte calorii ardem, dar într-adevăr, bine, dacă ai intensitate mare... E informativ 1000 de calorii, acum nu, da, nu putem știa. Acum trebuie să ne lămurești cu un alt subiect. Noi am urcat împreună în lift aici și am avut loc de picioarele tale, că multă lume, mai ales multe fete, nu trăiesc cu impresia că dacă se apucă un pic după prima săptămână, li s-au întărit un pic picioarele, n-o să le mai încapă pantalonii. Ia spune-ne, cum e cu mușchii prea mari la fete? Este un mare mit. Așa? Este un mare mit. În primul rând, spinning-ul slăbește. Spinning-ul tonifică. În niciun caz nu vei dezvolta o masă musculară exagerat de mare. Întotdeauna pe cei care vin la clasele mele recomand, dacă vreți să vă dezvoltați foarte mult picioarele, mergeți în sala de forță, faceți genuflexiuni, faceți fandări, faceți tot ce înseamnă forță, dar nu spinning. Spinning-ul tonifică. Și arde multe calorii. Îți dă o formă foarte frumoasă a picioarelor, indiferent că ești bărbat sau femeie, dar niciodată nu vei avea picioarele foarte mari să nu încapi în pantalon sau să arăți într-un fel Mi-a plăcut foarte mult în Olanda, unde erau foarte multe fete care mergeau pe bicicletă și probabil că mergeau pe bicicletă de la o vârstă fragedă, aveau într-adevăr picioarele foarte frumoase, deci în niciun caz nu erau, știu eu, Godzilla, știi cum un niște picioare foarte mari. Un picior lucrat până la urmă, un picior slab și fără picotonus. Lucrează și fesierii? Cum e cu fesier. Da? Deci, contează foarte mult de aranjamentul bicicletei și poziția pe bicicletă. Dacă avem un ghidon un pic mai sus, lucrăm mai puțin. Dacă avem un ghidon mai jos, lucrăm mai mult. Un ghidon mai sus îl punem întotdeauna când avem un începător la clasă. Deci începătorii sunt luați pas cu pas. Să luați un pic da? Mai ușor. Cu cât avansăm, cu atât putem să mai aranjăm un pic deci poziția pe bicicletă. Pozițiile bicicletei astfel încât să lucreze exact, anumite exact, zone musculare exact. Și foarte interesant. Bine, și pentru aranjarea bicicletei e un lung proces. Adică pierzi cel puțin 5 minute cu fiecare client. Începând de la aranjarea la șa, înălțimea, distanța dintre șa și ghidon, distanța... Aș spune că... În final câștigi foarte mult, pierzi un pic de timp, dar câștigi foarte mult pentru că la o bicicletă clasică are o anumită formă, o anumită dispunere, te așezi pe ea, și unii spun, mă doare spatele, mă doare... Nu prea poți să spui din start o bicicletă care să pucă, ca și cadru, ca și mărime, care să fie care direct să se potrivească. Vorbeai de alte tipuri de antrenament, le spuneam prietenilor noștri că tu faci și antrenament funcțional. Functional strength. Da? Și ce alte tipuri de antrenament o să avem la convenție sâmbătă și duminică? Repet, pentru cei care nu știu încă, faptul că în acest sfârșit de săptămână avem în București un eveniment foarte, foarte important, după părerea mea, o convenție internațională de fitness. Internațională pentru că sunt foarte mulți prezentatori din mai multe țări și aveți ocazia, din punctul meu de vedere, să vedeți foarte, foarte multe tipuri de sport, foarte multe tipuri de mișcare. O să rog pe Alexandru Mureșanu să ne spună câteva, hai să spunem, programe mai deosebite sau ce putem vedea aici sau ce putem obține testând astfel de programe. În primul rând, vor fi prezenți undeva la 15 prezenteri din afara țării și undeva la 25 din țară. Deci un număr destul de mare și lumea are de unde să aleagă și am văzut acolo Argentina, am văzut Republica Statele Dominicană, Unite. Statele Unite, Anglia, Italia, Franța, din Statele Unite avem
pe Kangu, dacă nu mă înșel și nu numai. Da. Sunt foarte mulți, foarte mulți prezent la... Deci la merită, asta, merită, eu asta încerc merită. Să subliniez că pentru sport, pentru fitness, pentru sănătate, un eveniment de genul ăsta e ca un mare, mare concert unde vin toate trupele tare corect, din lume. Corect. E ca și cum ai avea, nu știu, pe YouTube, pe Madonna, pe Lady Gaga și pe, exact. Nu știu, Depeche Mode, ai avea pe toți pe aceeași scenă. Nu știu când mai avem ocazia să vedem atât de multe vedete din lumea fitness-ului adunate la un loc. Așa că este o ocazie pe care ar fi mare păcat să o ratați. Deci merită. Nu neapărat dacă sunteți din București și nu dacă neapărat. Sunteți din orașele apropiate. Cu siguranță două zile se pot găsi, se pot rupe din programul fiecare pentru a veni. Da, chiar și o zi, chiar și o zi, îți alegi câteva ore și unde putem găsi detalii despre program, că detalii, trebuie să le dăm și website-ul. Se pot găsi pe web, pe site-ul Fitness Scandinavia, fitness-scandinavia.ro, fitness-scandinavia.ro, acolo aveți toate detaliile, programul, pe clase, pe ore, pe zile. Numere de telefon, date de contact. Deci tot ce trebuie. Am pus și eu linkul la mine pe cristianmargarit.ro, dacă vă este mai ușor să intrați așa. Vă reamintesc faptul că avem drept premiu pentru cei din București sau din alt oraș o invitație pentru cele două zile la acest eveniment. Trebuie să ne sunați la 0734220202 sau să ne dați un mesaj pe getfit.radio, ID-ul nostru de Messenger. Am preferat să intrăm în direct și pe lângă asta avem și, hai să spunem, un premiu de consolare, două permise de acces de o săptămână la 168 Sport Station. E o sală aflată pe Bulevardul Văcărești, da? Hai să spunem, neapărat Berceni, că de fapt tineretul lui Vitan Berceni... Chiar la numărul 168. Da, chiar la numărul 168, așa în limbaj mai bătrânesc, la abator, da? Vis-a-vis de fostul abator, Alexandru Râde, el e de mai puțin timp în București, acolo, vis-a-vis, este o benzinărie și acolo a fost un abator. Pe vremuri nici eu nu l-am prins când eram mic, dar așa se spune. Bine, nu mai e nici abator acum, s-a transformat în altceva, mai luxos. E un câmp. A, da, că avem un complex de blocuri. Bun, deci avem premii, un permis de intrare la eveniment și două săptămâni la sală. Deci cine vrea să vină la sală este binevenit. 0734 220202. Hai să revenim la eveniment și la tipurile de clase. Spune așa, acum chiar noi avem aici evident programul în față. Aș vrea să-mi spui clasele pe care tu le consideri personal cele mai interesante. Adică dacă tu ar fi să vii pur și simplu, ai făcut, am înțeles, basket de performanță, spunem că ai făcut sau n-ai făcut sport, ai auzit de un eveniment și ce ți s-ar părea interesant? Ce crezi tu că merită din experiența ta încercat sau testat la un astfel de eveniment? Pentru cei care nu au programul acum în față, aș vrea să spun că vor fi undeva la peste 50 de clase pe zi. Este desfășoară și mai multe clase în paralel. Da, sunt undeva la 6-7 clase care merg în paralel, începând cu ora 9 dimineața până la ora 4 jumate seara, când va fi ultima clasă, până la ora 5:25, 5 jumătate. Ca și recomandări, recomand Kaibo, backboxing, spinning-ul, functional normal, pilates. Hai să ne oprim un pic la functional. Ce este acest antrenament funcțional? În primul rând o să vreau să vorbesc despre clasa care o predau eu. Te rog, normal. Pentru că sunt în cea mai mare... Asta ne interesa. În primul rând vorbim de un circuit. De un circuit de programe. Eu am o clasă care se bazează pe un sistem DTD, adică down, top, down. În prima fază a antrenamentului vom lucra foarte mult partea inferioară a corpului, mai exact picioarele, biceps, quadriceps, fesieri, gambele. Da. După care urcăm pe partea superioară, în care vom încerca prin câteva programe în care am băgăm și o gantere și haltere. Am înțeles, deci nu se rămâne doar la antrenament cu greutatea corpului. Nu. După care coborâm din nou la partea inferioară. Până să coborâm din nou la partea inferioară, vom lucra și o parte de cor. Adică lucrăm abdominalii, lucrăm lombarii. Deci practic atingi cam tot ce ai de atins. Cam tot în cele 50 de minute. Nu avem niciun fel de pauză. Lucrăm 55 de minute intens, deci se trage tare. Până minutul 50 sau minutul 60, depinde de programul care l-am pregătit pentru ziua respectivă, nu avem niciun fel de pauză. Și îi spune antrenament funcțional, intens. El reproduce mișcări sau exerciții pe care le întâlnim în viața de zi cu zi, de ce se numește funcțional? Știm, nu, că există și varianta asta, antrenezi cu greutăți, te așezi pe o bancă și împingi pe o traiectorie foarte, foarte precisă o greutate. Antrenamentul funcțional se vrea a fi ceva mai aproape de viața reală.
și de ceea ce facem în fiecare zi. Adică când ridicăm o plasă, când urcăm niște scări, când alergăm după metrou, după troleu, după autobuz. Ar fi bine să învățăm să ridicăm și o plasă de jos corect. Chiar exact, vorbeam cu o prietenă că s-a mutat, cărase niște cutii și asta a dus-o din păcate la o operație de hernie de disc și probabil că dacă ar fi făcut niște clase de antrenament funcțional, ar fi făcut fiecare repetare corect, fiecare ridicare, să spunem, corect. Alexandru Mănucu râde acolo. El cu îndreptările e mai familiarizat. Râdeam neodată, ne dăduse cineva un link de pe internet cu un băiat care făcea niște îndreptări și Alex Mănucu a văzut, mai zice, are fundul prea sus. Adică până cineva care mergea la sală nu știa de fapt să facă corect, sau mă rog, știa să facă în mod corect, dar nu le făcea cine știe în ce motiv. Deci e foarte important să avem această pregătire și eu consider că e un sistem bun de antrenament, tocmai pentru a... O încălzire și execuție cât mai corectă. Exact, și pentru, pentru a acoperi exact, toate bazele, spui mobilitatea, de... Se face și mobilitatea, da? Musculare, capacitatea cardiacă, toate cresc și sunt îmbunătățite. Deci le rezolvă pe cont propriu, cumva. Exact, adică exact, e un antrenament all in one. Un antrenament care te ajută foarte mult după în viața ta de zi cu zi. Asta e cel mai important lucru. Da, spre osebire de altele unde, într-adevăr, poți arăta bine, dar... În sală pierdem o oră pe zi, dar în rest stăm afară. Da, mergem da, la muncă da. Și stăm în mijlocul de transport în comun și totul trebuie făcut într-un mod cât mai corect pentru a ne proteja pe noi de... Da, există oameni care spun că acest gen de antrenament este inutil. Tu ce, cum le-ai răspunde? Scurt, într-un cuvânt, două, trei. Cred că fiecare program își are rolul lui și locul lui foarte important în de dezvoltarea masei musculare, a mobilității sau a capacității cardiace. Așa că nu pot să spun că functional este mai bun decât hipertrofia, dar fiecare își are rolul lui bine stabilit. Da. Avantajul la un astfel de antrenament e că omul vine la o clasă, acoperă ce de acoperit, se duce acasă. Acolo. Dar e mult mai potrivit pentru persoane care poate nu vor să dedice 5 antrenamente pe săptămână, să-și împartă grupele musculare, etc. 2-3 pe săptămână sunt binevenite chiar și de functional. Adică nu cu unul crezi că la un antrenament? Nu, e prea puțin. Este ok și unul, dar cred că este mult prea puțin pentru a ajunge la trebuie să mai faci ceva. Măcar încă 1-2. Ar putea face și pe cont propriu acest tip de antrenament acasă sau măcar o parte din el? Se poate, dar exact ca și la spinning, trebuie să ai pe cineva care să te ajute măcar la început să prinzi mișcările și să faci totul corect. Că dacă de la început faci greșit sau pleci pe o cale greșită, este foarte, foarte, foarte greu pentru... Și avantajul orelor de grup, nu? Eu văd un avantaj și la orele de grup, pentru că iarăși sunt foarte mulți critici. Ora de grup întotdeauna are un mare avantaj în fața antrenamentului individual, pentru că există cineva în față care te motivează. Există o muzică pe fundal care te ajută foarte mult. Și cineva care e acolo lângă tine și care te corectează dacă greșești. Deci este foarte important. Pentru că foarte mulți oameni veniți din zona de, hai să spunem, culturism, fitness, powerlifting, normal, se uită din afară și astea sore pentru femei, știi, nu acele mituri. Nu vorbim de profesioniști acum. Da, da. Acum dar nu, la omul simplu care merge la sală. Tot de omul simplu vreau și eu, pentru că de mulți oameni obișnuiți, să spunem, tineri, fete, băieți, mai tineri, mai bătrâni, etc., vor să se miște și de multe ori cred că există această frustrare, știi, că n-ai timp, că nu te organizezi, că n-ai energie, că nu știi unde e sala, etc. Și atunci te uiți la unii care fac... Și zicea, păi nu e bine ce fac ăștia, fac degeaba. Eu totdeauna am aruncat această provocare. Spuneam, intră la o clasă, încearcă. Așa de femei, cum spui tu că e, și vezi cum te simți. Într-adevăr, poate nu o să ajungi să faci ca prietenul nostru de aici în emisiune, Alexandru Mănucu, cu îndreptări cu 220 de kilograme, dar poate nici nu ai nevoie în viața de zi cu zi să ridici 220 de kilograme. Dacă tot ai amintit, vreau să dacă subliniez rămâi în pană că există, cu motocicleta există mulți sportivi la noi în țară care participă la concursurile de powerlifting și de strongest man și cu această ocazie țin să-l salut pe Răzvan Brezlașu, care este campionul nostru național la îndreptări și nu 220, ci 340-350 de kilograme. Te poți considera partenerului de antrenament câteodată, nu? Câteodată, da. Dar el cu cât se încălzește? Cu cât ne încălzim cu toții, dar urcă piramida mult mai sus a greutății. Da? Nu, uite, vezi și pentru tine, nu spuneai și tu că lumea când ajungi la un eveniment, știm că ești DJ și participi la diverse evenimente, nu întreabă tot timpul, dar unde e DJ? Unde e DJ? Pentru că DJ în mod normal trebuie inversie. Nu? De ce pune bodyguard-ul muzică? De ce pune bodyguard-ul muzică? Da, pentru că în general DJ e văzut ca un tip nou, uscat, mort, slab, cocoșat. Am fost la un eveniment acum o săptămână și spune: a, tu ești? Nu mă așteptam să fie slăbuș și cu plete. Cu plete, da. Eu sunt chel cu barbă și...
Deci iată că se poate ajunge foarte departe și cu forța, limitele corpului uman sunt foarte departe. Asta revenind și la discuția noastră cu creșterea masei musculare și femeile care se sperie, merg de 3 ori la sală și zic nu, am devenit prea musculoasă. Noi repetăm asta la 2-3 emisiuni, vine acest subiect și repetăm fiecare că nu ai cum să devii prea musculoasă. Este principala problemă de care mă lovesc și eu în sala de fitness și la clase, inclusiv indiferent că este functional sau indiferent că este spinning sau doar strict în sală. Se sperie. Toate femeile se sperie de nu știu, toată am impresia că vor acumula foarte multă masă musculară, numai în cap pantalonii sau vor avea probleme. Da, eu aici am un exemplu foarte simplu. Și mai zic, hai să trecem, ok, presupunem că tu vei crește masă musculară, precum voinicul din poveste, reducere la absurd, știi metoda din matematică, reducem la absurd, presupunem că ai crescut în masă. Și spun, imaginează-ți când spagi o mână sau un picior în gips, ce se întâmplă în 2 săptămâni cu mușchii de pe membru respectiv. Da, deci dacă ai crescut cumva masă musculară prea mult și te deranjează, da, te dau mușchi afară din casă, nu e nicio problemă. Iei pauză și se duc așa cum ne-ai avut. Hai să revenim un pic la clase. Da, ziceam, făceam așa un inventar al claselor. Ziceai de pilates, ziceai de așezări și pe la yoga, avem și yoga, clase avem de yoga. Avem și zumba. Zumba, avem și Kangoo Jams. O clasă mai veselă, într-adevăr. Uite, la Kangoo Jams e interesant că noi avem o premiere. Eu fac parte din acel turneu Fat Burning, Kangoo Fat Burning, ținem... Faci Kangoo? Personal nu. Eu fac parte de nutriție la Kangoo. Și Kangoo. Să știi că m-am urcat și eu pe ghete. Și eu, o singură așa, dată. Și n-a fost atât de rău cum așteptam, din contră, chiar am avut o pereche de ghete și mă antrenam acasă, e amuzant. Mă rog, nu știu dacă aș face asta pe termen lung, dar fetele, asta spuneam, că avem și o premiere... Ziceam că din toată țara, noi facem și un turneu și ținem seminarii de nutriție și oră de sport legate. Da? Am observat că a prins destul de bine conceptul, pentru că acum îl fac mai mulți. Și vom avea o premieră. Au slăbit și 30 de kilograme, au slăbit și 20 de kilograme. Deci va fi foarte, foarte interesant la această convenție, la Convenția Internațională de Fitness, unde vă așteptăm, dacă vreți să veniți, încă nu ați venit, vă plângeți că n-aveți timp sau că, de exemplu, e scump, da? Acum aveți ocazia să sunați la 0734220202 și să câștigați o invitație la acest eveniment. E pe 2 zile, da? 23-24 martie, la un mare hotel din București, Marriott, și detaliile sunt și pe site-ul organizatorului, cum este... fitness-scandinavia.ro. Da? La mine pe cristianmargarit.ro de asemenea este un link, aveți acolo programul, vă spuneam un pic mai devreme că sunt peste 50 de instructori, nu știu, și din România peste și din străinătate. Peste 50 de clase. În peste 50 zi, de clase. Undeva la 15 din străinătate și 25 de instructori din țară. Deci avem ce vedea. Avem ce vedea. Bun, hai să... De clase, mai avem și clasa lui Richmond Bahia, Afro Moves, o clasă un dans diferită african. De restul. Da? Așa, păi eu mă bucur mult că Richmond... Mă bucur mult de tot că Richmond a făcut în sfârșit o clasă de Afro Moves, pentru că el făcea o clasă de Latino este... Moves sau ceva și eu mă gândeam tot timpul, nu-i se potrivește asta cu... Afro Moves e mult mai bine, da. Cine poate, ar fi bine să vină, pentru că e foarte amuzantă și are ce învăța. E o da. Experiență. Totdeauna clasele astea cu dans, la fel, par din afară o glumă. Efort este foarte energic. Și ce mi s-a părut interesant e că efortul depui fără să-ți dai seama. Adică nu mai simți că e dans, da, toată lumea se distrează și treci mult mai ușor peste faptul că e greu până la urmă, nu e deloc ușor. Da, mă bucur mult că a schimbat și că și-a făcut astfel de clasă. Dacă o să am timp în zona aia, o să vin și eu. Și ca premiu de consolare, vă spuneam, la 0734220202 puteți suna sau puteți trimite SMS, mai ales pentru cei din București, evident. Avem 2 săptămâni la o sală foarte frumoasă, 168 Sport Station, se află pe Văcărești 168, în cadrul unui cunoscut complex de zgârie nori, nu? Exact, zgârie. De aici de pe geam vedem cea mai înaltă clădire din România, cred, cea mai înalt bloc din România, nu? Acest turn rotund, abia inaugurat. Uite, ți-ară și ție toate... Da, îl vezi acolo? Da, deci vedem o clădire înaltă. Aceste clădiri sunt în zona, să spunem, Tineretului, da, Vitan, Văcărești. Și puteți merge 2 săptămâni la sală, doar trebuie să sunați sau să trimiteți un mesaj, inclusiv pe getfit.radio, ID-ul nostru de Messenger. Bun, hai să ne întoarcem un pic așa la origine. De ce e nevoie sau de ce se face un astfel de eveniment? Ce își propune un astfel de eveniment?
în primul rând, un astfel de eveniment este dedicat sportului și mișcării. Rolul are de a educa și de a populariza până la urmă, oamenii să adopte un stil de viață cât mai sănătos. Cred că este principalul motiv pentru care se urmează un astfel de eveniment. Și dintre oamenii pe care tu îi vezi venind la astfel de evenimente, discutam noi un pic înainte de emisiune, cam ce procent sunt cei care deja iubesc sportul și sunt pasionați și cam ce procent sunt cei noi nouți veniți acolo precum mielușei la tăiat? Marea parte sunt persoane care deja sunt familiare cu conceptul de fitness, de viață sănătoasă și de mișcare. Dar îmi place să cred că an de an, din ce în ce mai mulți români încep și încearcă să adopte un stil de viață sănătos, să facă mai multă mișcare. Să știi că sunt, pentru că din ce în ce mai multe evenimente. De exemplu, când am făcut noi prima oară evenimentul de sport outdoor, tot așa, un fel de convenție de fitness, dar făcută în aer liber, au venit într-adevăr mulți, în anul următor au venit, dar în același timp foarte, foarte multe alte evenimente, atât în București cât și în țară, au început să apară. Și de unde înainte un astfel de eveniment aduna, nu știu, 10-20 de oameni la o sală, părea ceva pentru niște oameni dintr-o sală, acum sunt sute și chiar mii de participanți. Cam cât se aștepta anul ăsta? Cam câți participanți? Undeva la 3000 de persoane în două zile, în cele două zile de concurs. Deci sunt oameni mulți. Din experiența mea, nu știu, aș putea să spun că undeva sub 10% sunt oameni noi, dar aceștia sunt de fapt oamenii cei mai importanți de la convenție, poate chiar mai importanți decât prezentatorii, pentru că ei sunt oamenii care cu siguranță își vor schimba viața. Deci am cunoscut... Cred că sunt mai mult de 10%. Da? Eu am cunoscut foarte mulți care venind întâmplători, aduși cu forța sau pur și simplu nimerind la un astfel de eveniment, pur și simplu s-au schimbat viața, unii dintre ei devenind chiar instructori apoi. Adică mi s-a părut fascinant această transformare, cât de mult te prinde tot ce înseamnă energia asta, tot ce înseamnă sănătate, tot ce înseamnă voie bună, distrugerea stresului, pentru că omul vine stresat la o astfel de clasă și pleacă foarte, foarte curat mental. Mi se pare că se curăță toată această energie negativă. Trebuie să ne gândim că Fitness Scandinavia a reușit să adune sub același acoperiș cel mai mari nume de prezentări din fitness din lume. O mică parte din ei. Motiv pentru care sunt foarte mulți care vin doar pentru a învăța și pentru a se educa și pasul următor deci este de a ajunge și ei instructori sau de a încerca să mai E interesant, anumite... pentru că sunt profesioniști și aici eu am spus totdeauna, n-am un complex că am fi români, cred că și noi suntem foarte, foarte buni și pe lista acolo sunt instructorii români foarte, foarte buni. În fine suntem buni. Și de bun ca în alte, dar este de învățat și de la alții tot timpul. Adică eu consider că și asta am observat mult mai mult afară decât la noi, un spirit de colaborare pe care, uite, asta e foarte interesant, nu că Richmond a trebuit să vină din, mă rog, Norvegia via Suedia și să facă aceste lucruri în România, pentru că pur și simplu noi nu eram în stare pe cum propus să le facem. Adică a trebuit să vină cineva cu un aer fresh, un aer proaspăt să spună, păi stați puțin, hai să ne adunăm toți la un loc și să facem o treabă. Bine că a venit în România. Da, țin minte că am pus la un moment dat, am făcut prima ediție din Mișcarea Face Bine, evenimentul de sport din parc, mai multe săli în același loc. Ceea ce nu se mai întâmplase niciodată în România până la acest eveniment. Mă rog, era în parc, deci pe un, hai să spunem, un teren neutru. Și a fost foarte complicat într-o primă fază. Unii chiar au refuzat să vină, pentru că era percepută această concurență greșită, concurență neloială și... între săli. Da, și eu le-am spus tuturor și același lucru e și la Kanguie peste tot și la Zumba, hai să îi menționăm pe toți. Spinning, cycling, da, peste tot se pune problema, da, dacă îți vin ție la eveniment, îmi fur clienții. Și eu le-am spus, clienții, în România este loc să crești de 10 ori. Deci nu se pune problema să plece clienții de la o seară alta, se pune problema cum să aducem mult, mult mai mulți oameni. Deci potențialul către sport este enorm. Adică nu mi-am pus niciodată problema, chiar când am deschis sala, am avut o sală la un moment dat, Get Fit Gym se numea ea, și numai asta am avut în cap. Oameni noi, nu m-a interesat ce sale în jur, să aduc oameni de la alte săli, că se tot practică, pleacă un instructor, vine cu oamenii lui, mă rog, asta se întâmplă, sunt inerente, dar totdeauna m-am orientat către omul care nu făcea nimic, vedea afișul sau ne auzea despre noi și venea la sală. Și a fost aprins foarte, foarte bine, pentru că exact cum spuneam, unii și-au schimbat viața și probabil că acum ai vezi și tu pe cei cu care lucrezi cum își schimbă viața. Dă-ne așa un exemplu, ai un record, nu știu, ceva deosebit despre un om cu care ai lucrat și care într-adevăr a făcut o schimbare radicală? Da. Am pe cineva care am lucrat timp de un an de zile, doar spinning am lucrat cu ea. Așa. O doamnă la 38 de ani. Așa. Care avea undeva la 35 de kilograme peste limita normală.
la înălțimea, era așa tipă micuță. Și așa, a reușit. Ce ar fi însemnat în limită? Ce înseamnă normal? Înălțime și avea undeva la 80 spre 90 de kilograme. Deci era măricică. Bine. Era bine, deci, bine. Da. Și a reușit într-un an de zile să dea jos 45 de kilograme. Sigur. Da. Pe aia era greutatea normală, de fapt. Și următorul pas este să facă cursul de spinning din iunie. Care va deci fi ai schimbat organizat viața, de fine Scandinavia în luna iunie, cursul de spinning. Unde se va ține? La o sală undeva? Încă nu este stabil. Încă nu este foarte sigur unde se va ține, dar va fi în luna iunie. Asta știu cu siguranță. Da, deci cei care vor pot intra pe site. E un link și la mine pe cristianmorghet.ro. Vor apărea cu siguranță în curând toate detaliile și informațiile. Deci e foarte important că se face și educație, dar nu doar evenimente în sine, se țin și cursuri. Educația este cea mai importantă. Țin minte că Richmond la un moment dat mi-a cerut un dispozitiv de măsurat grăsimea și zicea am nevoie de asta. Și mi-a zis, bă, e mult mai bine să înveți oamenii să... mă rog, până la urmă clientul între ghilimele o să-și măsoare sau nu grăsimea, dar instructorul dacă îi dă acest instrument de măsură, da, hai să nu ne mai gândim neapărat la cântar, hai să vedem de fapt câtă grăsime ai în plus, nu? Exact. E o măsură mult mai bună a progreselor, pentru că și eu multora le spun, poate ai slăbit primele 10, primele 15, la un moment dat spune, am un platou. Îl vezi, te uiți la el, vezi că are masă musculară bună, vezi că grăsimea este foarte redusă și zici, da, dar poate asta e greutatea ta, poate în timpul ăsta ai pus un kilogram, două, trei de masă musculară, nu dacă erai foarte, foarte slab înainte. Da, deci vorbim și de această parte de educație, da, de a schimba viețile oamenilor. Pe mine asta m-a fascinat de la bun început în domeniul nostru, pentru că de multe ori din afară e privita, unii se mișcă, un instructor sportiv. Eu, de exemplu, sunt economist, să spunem, la bază, știi, ce ești tu la bază, știi, întrebările astea clasice, mitologia românească, știi, trebuie să fii catalogat, adică oamenii care nu pot fi încadrați într-o anumită zonă sunt oameni periculoși, adică pe ăsta unde îl băgăm? E instructor, e nutriționist, e economist, e patron, ce e el, ce face el de fapt? Adică e foarte interesant, pentru că munca ta de instructor până la urmă cuprinde foarte multe lucruri. Pe partea asta de psihologie, coaching, să zicem, se fac cursuri, se acționează și în zona asta? Da. Se fac cursuri de fitness, cursuri de aerobic. Fitness Scandinavia deja au organizat câteva de fitness și de aerobic. Se mai pot face workshop-uri pentru cei care vor să se specializeze în diferite discipline sau să aprofundeze. Deci vin invitați de afară, unde cineva care, nu știu, să spunem că a făcut antrenament funcțional, vine și vede lucruri noi. Și nu numai, chiar și o persoană care face doar antrenament personal, dar pentru el în sală, este bine venit la un curs de fitness, pentru că poate învăța și poate lucra mai eficient și mai corect pe viitor. Ok, deci nu se adresează regulă, doar profesioniștilor. Ca după să devii instructor în fitness sau antrenor personal sau un, nu știu, un pilates. Da, dar îți folosește foarte mult. Te ajută și pe tine viața de zi cu zi și te poți tu singur autoeduca. Bun, o să luăm probabil o melodie, înainte o să anunț din nou faptul că avem drept premiu un bilet de acces pentru cele două zile, pentru un oaspete special, așa se va numi, special guest, am înțeles, va primi un ecuson special, 0734220202. SMS, ne-ar plăcea foarte mult să sunați. Și de asemenea, pentru cei din București, avem două săptămâni gratuite, mă rog, două abonamente de cât o săptămână gratuite la 168 Sport Station, o sală foarte frumoasă din zona tineretului. Nu? Luăm o pauză. Dacă Cezarul dorește acest lucru, o să-i oferim, de nu? O pauză, da. Vreau să spun că a sosit un SMS-ul și cineva este foarte curios cum arată Alex, având în vedere că el practică spinning-ul, trebuie să-i faci o poză, să urci pe Facebook. O să zic că m-am uitat pe net înainte să nu ne cunoșteam, azi ne-am văzut prima dată. M-am uitat pe Facebook și zic, mă, e un pitic slăbănog, știi, așa l-am văzut eu. Și de fapt, hai să ne spună statisticile. Cât ai înălțime? 1,92 m. Așa, și kilograme? 92. Da? S-ar spune că perfect, nu? Mai ales pentru un sportiv, eu zic că e bine. Mi-ai spus tu în culise că a practicat basketul. A practicat basketul, dar are masă musculară, ne-a spus că face și fiare, între ghilimele, în fiecare zi. Are niște tatuaje, deci Alexandru Mureșanu, îl găsiți pe net, dacă sunteți singuri, ești căsătorit, ai prietenă. Sunt căsătorit. E căsătorit, deci... Putem să discutăm un alt subiect. Era o fată cea care întreba? Nu s-a semnat. După dar, număr, nu știu. Nu m-am apucat de numerologie, nu simt de la distanță. Dacă este din București și vrea, bineînțeles,
O să primească cele două invitații la 168 Sport Station, fiecare de câte o săptămână, să vină să facă măcar niște ore de spinning, da? Să-și ia multă apă, nu? Că astea... Omul că trăiește în vață, am captat o informație de ultimă oră. Vreau să te întreb, Alex, dacă există echipament special pentru spinning. Am înțeles că există Adidas. Da. Pentru început putem veni cu un tricou, un pantalon scurt și un Adidas normal, dar de preferat un Adidas cu talpă tare, nu ceva cu talpă moale. Deci un Adidas de alergat nu este indicat la o clasă de spinning. Pantofii sunt special, sunt pantofi de ciclism, cu prindere SPD în talpă. Se pot achiziționa din orice magazin de profil de ciclism, dar nu este un sistem de prindere pentru ciclism outdoor, doar pentru spinning. Trebuie specificată treaba asta atunci când îl cumperi. Sunt niște biciclete speciale, da? Asta trebuie precizat. Un sistem de prindere special pentru bicicletele indoor. Da, șepcuță. Știi că pe vremuri văd poze cu cicliști de pe vremuri, cu rutierii tradiționali și aveau niște șepcuțe așa, astea nu le purtați, nu? Că am înțeles că acum ar fi o modă nouă în domeniu să se meargă spre trăirea unor emoții în timpul clasei de spinning, adică să li se inducă participanților ideea că plouă, că ninge, că urcă Everestul, că trec diversi munți, nu? Cum e? Da, așa, nu știu, un body and mind. Uite, avem aici în studio o prietenă a emisiunii noastre care a ținut să fie alături de noi și personal și ne spune că ea face spinning, e foarte veselă. Data trecută știu că a fost impresionată de ce am vorbit și azi cred că am nimerit la fix, nu? Și cu spinning-ul. Deci probabil că cea de-a doua invitație o să meargă către ea, da? Deci prietena noastră care ne-a dat SMS, dacă e din București, va primi una dintre săptămânile la 168 Sport Station, iar prietena noastră care a făcut efortul și a venit alături de noi aici va primi cea de-a invitație. Rămâne în picioare invitația, să spunem, biletul de acces pentru Convenția Internațională de Fitness, care se va desfășura în acest weekend, 23-24 martie, la celebrul hotel Marriott, da? Din București. Ce mai vreau să spun legat de spinning, în primul rând trebuie să nu uităm că este un program cardio. Așa că putem filozofa pe lângă, putem discuta, dar în esență este un program care trebuie să ardă și care trebuie să tonifice. Da, dacă dau rezistența la maxim și fac niște intervale, cum pot să mă duc spre o zonă de tonifiere mai intensă sau chiar să spunem că îmi propun să cresc masă musculară la picioare, iau cazul meu special, da? Am probleme cu spatele, deci nu pot face genuflexiuni, ies din discuție, trebuie să-mi leg la o centură, la brâu, e mega complicat, presă la fel, spatele distrus, genunchii și ei suferă. Aș putea cu niște intervale. Dar eu țin minte că când mi-am atins eu cel puțin cea mai bună formă înainte de accidentarea la spate, nu făceam picioare decât foarte rar, deci când îmi aduceam aminte, în schimb făceam după fiecare antrenament o metodă pe care azi n-aș mai aplica-o, pe bicicletă, într-adevăr. Erau bicicletele clasice, nu știu dacă a apărut spinningul ăsta atunci. Acum cât timp? Nu era foarte de mult, dar la sala care mergeam eu nu era. Nu erau bicicletele. Da? Vorbim de, nu știu, 2007, 2006, 2007. Nu, 2004-2005, scuză-mă. Era prezent, dar da. nu în România. Da, vorbim de 2004-2005, dar după fiecare antrenament de forță făceam sprinturi. Sprinturi, intervale foarte tare, dădeam la maxim bicicleta, băgam un minut maxim, 3 minute, da? Mă duceam undeva spre arsură, deci acum la deacii lactic, când nu mai suportam și îmi crescuseră picioare, adică arătau la nivelul părții de sus. Asta era surprinzător, cel puțin la mine, nu știu, poate era mai... Da, deci dacă cineva își propune... Până la un punct putem lucra și picioarele într-un mod mai agresiv. Da? Eu le recomand, și de ce te întreb asta, pentru că eu le recomand chiar și băieților ectomorfi, cel puțin o oră de cardio pe săptămână. În culturismul clasic ți se tot spunea cardio, arde mușchii, să nu faci cardio, cât mai puțin, o să ajungi ca un maratonist. Eu aveam acum 6 ani de zile, aveam 70 de kilograme. Deci cam câte ore faci de sport pe săptămână? Hai să punem problema. Aolo, multe. 15. Doar clase. Aproape 15 clase. Ce faci pentru tine? Sunt încă vreo 6 ore, 7, undeva ce fac. Undeva la 25. Până, nu, 20-25 de ore pe săptămână de mișcare. E serios, deci 3-4 pe zi, cam în fiecare așa, zi. Cam așa, în fiecare zi. Da, da. Legat de spinning, eu am avut 70 de kilograme. Am reușit să
iau o masă musculară suficientă pentru picioare în 5 ani de zile doar cu spinning. Ok, bun. Asta era un alt mit apropo de cardio și masa musculară. Deci poți folosi bicicleta să și umfli picioarele dacă vrei și faci așa? Sau la un punct. Exact. Normal că nu o să faci picioare de culturist sau de halterofil. Nu, în niciun caz. Da. Faci bun. Picioare frumoase, cu spinning faci picioare frumoase. Da. Bun, păi atunci o să luăm o pauză nerehidrată. V-am întărătat discuție. Da, 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 ne-am reamintesc încă o dată 0734220202, ID-ul de messenger getfit.radio, puteți câștiga. Deja invitațiile s-au dus, nu știu dacă prietena noastră de pe SMS era din București. A venit completarea SMS-ului. Da? Da. Nu zici? Da. Sunt băiat și nu sunt din București. Aaaa. Din păcate, eu mă refeream la Alexandru Mănucu. Atunci trebuie să spui și tu. Ia să vedem. Păi poate să intre pe Facebook și vede acolo poze. Păi nu, spune-le. Hai că înainte de pauză... Deci am spus, 220 record la îndreptări. Braț, perimetru, că în culturism asta e povestea. A, cât dimensiunile? Da. Nu m-am măsurat în ultima vreme. Hai, recordul tău cât aveai? La braț? Da. Jurul la 46 de centimetri. Rece, da? Da, rece, da. E ok. Pot să zic că are un pic de burtă, dar nu e gras absolut deloc. Adică are un pic de distensie pentru că a susține 47 de centimetri. Nu, că trebuie explicat și asta un pic cu burta. A susține... E un antreniment, în primul rând, de power building. Nici culturism, nici da, powerlifting. Da, undeva nu... între. Da, vreau să zic că a susține 47 de centimetri la braț și... un 220 la îndreptări necesită o cantitate rezonabilă de mâncare, adică nu poți să faci asta mâncând precum balerinele. Deci trebuie băgată mâncare și automat burta se umflă. Asta nu înseamnă că dacă încordezi burta nu se văd pătrățelele, se văd. Bun, hai să luăm pauza de melodie, i-am lămurit. Așteptăm atunci la 0734220202 și alți prieteni ai emisiunii să ne scrie din București. Puteți câștiga atât intrare la convenție, cât și o săptămână la sală. Avem multe lucruri de câștigat ascultând emisiunea Get Fit, ce se desfășoară în fiecare miercuri în componență cei drept în astă seară extinsă cu Alexandru Mureșanu, Cristian Mărgărit, Alexandru Mănucu aici la butoane. Revenim imediat după pauză, avem 42 de minute trecute peste orele 20, așadar puțin timp rămas la dispoziție, dar îl fructificăm noi la maxim, zic eu, da? Revenim în forță din nou în cadrul emisiunii. Avem ca invitat, subliniez acest lucru, pe Alexandru Mureșan, un expert în spinning, pe Cristian Mărgărit. Să vedem cu ce continuăm. Am discutat despre convenția de fitness, nu? Avem o grămadă de lucruri interesante, plus premiul pe care îl oferim noi în această seară, un bilet de intrare marca VIP. Să-i spunem, da? Exact. 0734220202, vă sunt la dispoziție, puteți să câștigați cu ușurință acest premiu oferit de noi în această seară. Sună la acest număr de telefon 0734220202. Eu sunt și pe getfit.radio, am primit aici un mesaj. Văd că astăzi sunt mult mai zgârciți cu mesajele prietenii noștri, probabil că sunt foarte mulți care ne ascultă din alte zone și nu vor să irosească, dar indiferent unde sunteți, puteți pune întrebări, puteți veni cu ideile voastre și evident premiile vor merge către cei din București. Vreau să subliniem mai devreme că tot vorbeam noi în culise, avem ascultători din afara țării, tu știi mai bine despre ce este vorba. Sunt mulți, nu știu, Irlanda, Germania, Austria, Belgia, tu mi-ai spus că și din SUA sunt, Italia, da, sunt de peste tot, ne bucurăm mult că ne ascultați. Ne bucurăm mult că ne înregistrați și că apoi puneți pe YouTube înregistrările. Da, am dat deja una dintre invitațiile de o săptămână la sală, la 168 Sport Station, deci pentru cei din București avem și astfel de invitații, dar invitația la Convenția Internațională de Fitness poate fi dată și cuiva dintr-un alt oraș, nu e nicio problemă dacă ești din Ploiești, să zicem, nu știu, Constanța. Cam că de, uite, avem un SMS și țin să-i mulțumesc în numele emisiunii lui Costin pentru că ne-a transmis gânduri bune. Mulțumim mult, el Costin. Este din București, sectorul 1, ne scrie ce ne completează în SMS-ul. Păi, Cosmin, deci ai putea... Costin. Costin, ai putea să mergi până la sală? Nu e nicio problemă. Să știi că ai putea să mergi și la convenție? Nu vrei să mergi la convenție? Adică
Eu aș vrea să merg, să știi. Mie mi se pare ceva absolut extraordinar. Nu trebuie nici măcar să faci până la urmă. Orele poți să intri să stai în spate să te uiți. Și la sfârșit e ca și cum ai fi făcut, știi, ca la celălalt membru, nu? Că dacă faci exerciții cu o mână, apare un mic impuls nervos și în mâna care stă degeaba. Mă rog, nu e ca și cum ai face antrenament doar dacă te gândești. Dar poate excitația mentală e mare și stârnește pofta omului. Nu știu, cred că ar trebui făcut un studiu. Câte calorii arzi dacă te uiți la o oră de spinning, de exemplu? Cred că arzi calorii mai multe și dacă te uiți pur și simplu. Noi tot am spus că există foarte, foarte mulți oameni care vin din străinătate la această convenție de fitness, foarte multe tipuri de clase. Puteți găsi toate detaliile pe fitness-scandinavia.ro. Mai vrei să ne spui ceva? Când se mai fac astfel de evenimente? Fitness Scandinavia va mai organiza ceva în viitorul apropiat. Este însă o surpriză. Nu pot vorbi despre asta acum, dar cu siguranță se va anunța ceva la convenția din weekend. Bun, deci probabil să stăm... ca și timp undeva în următoarele 6 luni. Spre toamnă, probabil, da. Noi avem, ca de obicei, evenimentul de sport în parc. Și va fi un eveniment de o singură zi, nu de două zile ca acesta. Da. Păi, au loc, nu prea se fac. Sunt evenimentele clasice, dar un eveniment cu atât de mulți prezentatori de valoare e mai greu de găsit. Mai greu, din acest motiv, evenimentul presupune și o taxă de intrare. Exact. Puteți intra tot așa pe site să vedeți. După părerea mea, taxa merită cu prisosință. Și chiar dacă veniți la cele două prezentări ținute de mine, consider că merită, nu mai vorbim de celelalte. Dar sunt pe getfit.radio. Ia să vedem. Ne scrie un prieten din Iași de data asta. Nu știu dacă vrea să vină la convenție. Probabil că are treabă în ea și hai să vedem, că ne pune o întrebare interesantă. Ne spune: ce părere ai despre acele persoane care fac 30-45 de minute? Aș încerca să te întrerup un pic, să vedem dacă avem pe cineva alături de noi. Bună seara, bine ai venit în emisiune. Bună seara. Cum te numești? Ștefan din București. V-am sunat mai mult cu un mic request decât cu o întrebare legată de temele noastre de emisiune. Te rugăm. Pe când o emisiune despre sex și neurotransmitători, că am văzut că nu prea ați abordat zona aceasta. Asta spunea, suntem căsătoriți toți trei. Acum, tocmai ce-am luat după măcuna. Probabil că o să abordăm și subiectul ăsta. Pe partea de neurotransmitători o să divulg acum surpriza. La convenție, una dintre temele prezentate de mine va fi această poveste, nu neapărat a neurotransmițătorilor, cât mai degrabă a exorfinelor asupra neurotransmițătorilor. Deci o să pun un pic problema cum ne influențează alimentația sau anumite alimente, cum influențează starea noastră psihică și fizică și în special dependențele. Acum m-ai făcut să și divulg una dintre teme. La prezentarea mea vor fi de duminică, vor fi patru teme, una dintre ele va fi aceasta, cealaltă vor fi cel puțin la fel de interesante. Nu s-au mai pus problemele astea, le-am păstrat în mod special pentru eveniment. Bun, acum dacă ești din București și vrei să mergi la sală, o să te rog să ne dai, pentru că la un moment dat se strâng câteva întrebări, dacă vrei să mergi la sală la 168 Sport Station, te rugăm să-ți lași datele și... Sincer, aș lăsa pentru altcineva. Da? Că momentan am unde să practic. Te duci într-un loc. Bine. Este o zonă mai depărtată mie și chiar n-ar avea rost să ocupi biletul. Am înțeles. Am înțeles. Uite, cel care ne-a pus. Mulțumim frumos pentru telefon și pentru propuneri. Le avem pe listă, o să le abordăm. Și neurotransmițătorii, noi am mai avut o emisiune Limitless, i-am zis emisiunii, nu? Am avut emisiune cu neurotransmițătorii, cu optimizarea capacităților intelectuale prin alimentație și asta a fost o poate o să reluăm. Interesantă, da. Hai să vedem acum, Adrian ne spune că vrea să vină la convenție de la Iași, hai să îi dăm și premiu atunci. Uite, întrebarea interesantă, sunt două de fapt întrebări, mai avem și una de la un prieten din Ploiești. Și o să le punem pe amândouă. Adrian ne întreabă așa, revin. Da? Ne spune: ce părere ai despre acele persoane care fac 30-45 de minute de efort fizic de 3 ori pe săptămână? Cam cum
ar putea un sedentar, nu? Iar restul timpului sunt sedentari, da? Merg cu mașina peste tot, folosesc liftul, prestează muncă intelectuală. Da? Față de persoane care, pe lângă efortul fizic respectiv de 30 de minute, 45, fac și alte tipuri de efort. Se deplasează cu bicicleta, merg pe scări, da, merg mai mult pe jos. Deci care este diferența între o persoană, unul sedentar activ și unul activ constant? Poți fi sedentar, dar și activ. Este bine să ne limităm la numai 30-45 de minute de efort sau și în restul timpului să fim sedentari? Ia spune-ne, Alexandru. O întrebare foarte bună și încerc să răspund cât mai pe scurt. Te rog. În primul rând trebuie să adoptăm un stil de viață sănătos. Și acel stil de viață sănătos nu se rezumă la cele 30-40-50 de minute de 3 ori pe săptămână care le facem noi la sală. Deci programul nostru trebuie să include 7 zile din 7, 24 de ore. Mișcare. Mișcare. Bun. În limitele timpului și în limitele posibilităților noastre. Atât în orice program, fie că facem cardio, fie că facem hipertrofie, fie că facem functional, nu vom obține rezultatele dorite dacă nu adoptăm un stil de viață sănătos și în afara sălii. Da, deci sunt în strânsă legătură. Deci tu mergi, evident, cu toții cred că suntem de acord că e bine să ai un mod de viață activ, deci pe lângă sală 30-45 de minute. Facem spinning oră și pe mâine să facem altceva. Exact, exact. Eu aș adăuga aici ceva foarte interesant, că poate sunt și sub influența faptului că organizez niște evenimente în aer liber. Chiar azi am făcut un antrenament ușor afară, la soare, a fost extraordinar, mă rog, niște flotări mai de pensionar așa, dar oricum l-am făcut și mi se pare foarte tare conceptul ăsta de antrenament în aer liber și mi-am propus ca în anii viitori să-mi fac o sală în aer liber, să mă antrenez, să încep primăvara și să reușesc să mă antrenez 365 de zile afară, cred că ar fi... Începe să prindă formă și la noi un pic. Da, e foarte greu și, mă rog, aici hai să facem și precizarea, că totuși și antrenamentele în sală și toate astea au apărut dintr-o necesitate, pentru că nu te poți antrena afară 365 pentru simplu fapt că la un moment dat e posibil nu să fie imunitatea influențată și chiar să... Uite, mi-a venit o idee chiar acum. Aici văd o grămadă de sporturi, cum ar fi zumba, kangu, pilates, aqua și tot spuneai despre sportul în aer liber, o să facem și noi, o dăm o denumire așa generică, outdoor get fit. Da, e o idee bună, da. Se merge foarte mult, asta e legată de cealaltă întrebare pe care o avem aici, că tu spuneai că se merge, într-adevăr, s-a propus și o poveste de tip crossfit și diverse bootcamp-uri, adică a început să se mai iasă un pic afară, ce-i drept în București, acum și cu ești ăsta afară e un pic, sau în orașele mari e un pic mai problematic, adică eu nu prefer să fac spinning, cycling sau chiar bandă sau ce vrei tu, fiare, bodybuilding într-o sală cu aer condiționat care mai are niște filtre decât cum i-am văzut pe unii mergând cu bicicleta pe lângă mașini, prin centrul orașului, adică totuși, nu știu, să inhalezi atanoxe e foarte periculos. Deci ăsta e unul motivele principale pentru care, cel puțin pentru antrenamente de anduranță, eu aș intra în sală sau, bineînțeles, dacă te duci poți pe câmp, jogging, e cu tot altceva. Și cu parcurile, poate doar dimineața, foarte devreme. Eu alerg destul de deși în parc și... În ce parc? În Iore. Bun, haide că mai avem o întrebare de la un prieten de-al nostru din Ploiești. Spune că vrea să zicem că vreau să lucrez în domeniul fitness-ului. Asta e ca aia, știi? Am un prieten care are o problemă cu potența, nu? Că tot... să zicem că vreau să lucrez în domeniul fitness-ului. Care ar fi recomandarea? Cursuri private, ANEFS sau amândouă? Mă interesează în special dacă avem ce învățat de la ANEFS. Tu ai făcut ANEFS-ul? Nu. Deci, eu zic că avem de învățat... acum o să răspund eu. Cred că avem de învățat și de la oamenii care au făcut ANEFS-ul, cred că avem de învățat și de la oamenii care s-au instruit prin alte metode, cred că se pot completa foarte bine. Acum se pune întotdeauna următoarea problemă, din punctul meu de vedere, care n-a venit dintr-un alt domeniu, am făcut studii economice și mi-a plăcut foarte mult domeniul fitness-ului și am ajuns aici. Se pune problema ce faci în acei ani, dacă într-adevăr ce înveți în facultate aplici. Într-adevăr, poți să primești o bază, ceea ce e foarte, foarte bine, dar în același timp știm că poți învăța și foarte, foarte multe lucruri inutile. Ce-i drept, cred că diploma te avantajează, nu cum e cu diplomele, că la un moment dat am înțeles că se merge așa din nou spre revenire ca pe vremea comunismului. Dacă ai un tank de diplome, deja... Diploma la ANEFS, de exemplu, te avantajează, dar nu reflectă neapărat realitatea sau cunoștințele tale. Mai ales că aici mi se pare un lucru interesant, scuză-mă doar o secundă, faptul că la ANEFS, într-adevăr, devii profesor de sport, ceea ce e foarte interesant, e un lucru extraordinar,
Doar că înveți foarte multe lucruri pe care, uite, de exemplu, un instructor care vrea să facă doar spinning sau care vrea să facă doar, nu știu, zumba, nu are pur și simplu nevoie de ele. Adică sunt foarte multe cunoștințe care... În fitness, baza, pe lângă ANEFS, cei care au avut ocazia să-l facă, va rămâne un curs de aerobic sau de fitness, sau amândouă. Deci un curs dedicat. Dedicat aerobic sau fitness, în cele 4 săptămâni, doar pe cele 2 zile de weekend. Da? Ai ce învăța, adică. Ai ce învăța, exact. Latura practică, da. După care se poate merge foarte mult pe specializări, pe workshop-uri de o zi, de două zile, dar în care ai deja o bază, cunoștințe. Deja o bază în aerobic sau o bază în fitness. Și atunci putem vorbi de... Adică există totdeauna acest conflict între ghilimele, între cei care au o pregătire formală într-un domeniu și zice, uite, păi eu la bază sunt nu știu ce, da? Și cel care a învățat din pasiune și a învățat ce a considerat că îl interesează, da? Pe undeva ele trebuie să se completeze, nu să fie neapărat în contrapondere sau în conflict. Exact. Pentru că mulți oameni îl văd ca pe un conflict. Eu am văzut instructori foarte, foarte buni, foarte buni, deci pot să spun, care au învățaseră totul pe cont propriu, nu făcuse nici măcar un curs, dar, mă rog, aveau, nu știu, 15 ani de experiență, 20 de ani. Am văzut și instructori foarte buni din ANEFS ieșiți, dar am văzut și profesori de sport și instructori total depășiți ieșiți din ANEFS și, evident, și în zona cealaltă. Bun, asta a fost o întrebare interesantă. Acum o să confirmăm cu Adrian, prietenul nostru din Iași, invitația la convenție, deci dacă o vrei, că mai ales că trebuie să vii de la Iași și vorbim de acest weekend, deci trebuie să fii sâmbătă și duminică în București, dacă o vrei, noi te așteptăm cu mare drag, îți dăm invitația, dacă nu o să meargă la următorul, cu invitația pentru 168 Sport Station am rezolvat cu una dintre ele, mai avem Alexandru, mai avem vreun SMS, vreun alt contact? Da, un SMS interesant legat de tema din această seară, care îl vizează direct pe Alex. Bună seara, aș dori să știu cât la sută reprezintă spinning-ul pentru activitatea fizică recomandată pentru un stil de viață sănătos și ce număr de clase săptămânal și sau lunar ar trebui făcute? Este o întrebare foarte bună, dar nu putem vorbi de un număr exact de clase sau un număr exact de ore, când nu cunoaștem foarte bine persoana care vrea să-l practice. În funcție de tipul de persoană, în funcție de ce a făcut până acum. Dar cred în continuare că un număr de 3 clase pe săptămână este suficient pentru un începător. Pentru un începător ca să aibă un start bun. După care se poate crește în funcție de ce vrea să obțină. Și ce rezultate vrea să obțină. E din București? Nu a semnat de unde... De unde vine întrebarea? Din București sau din provincie? Dacă este din București, primește săptămâna la 168 Sport Station. Deja invitația la convenția internațională de fitness. Propria piele acolo, nu? Exact, normal. Invitația la convenția internațională de fitness este adjudecată. Se merge la Iași. Adrian ne spune că deja e pe mersul trenurilor. Mai avem vreun mesaj? Nu, deocamdată nu. Da? Adrian spune că e deja pe mersul trenurilor, poți dormi în tren și ajunge aici, nu trebuie neapărat să faci toate clasele, dar te poți... Deci pe tren se odihnește, te poți uita la ele. Bateriile încărcate deja. Hai să vedem, mi se face semn... Ar trebui să mai pun o întrebare, cine poate participa la eveniment? Dacă vrei. Te rog frumos. Cine poate participa la eveniment? Eu am mai încercat să puncteze foarte bine că mi-ai reamintit faptul că evenimentul nu este pentru profesioniști, deci poate este participa oricine. Adică și un profesionist minim, poate învăța? De rezistență și de pregătire fizică. Indiferent că ești instructor și vrei să te specializezi, indiferent că ești amator și vrei doar să vezi niște clase, ești binevenit. Deci știi că eu le recomand, și asta îți povesteam un pic înainte de emisiune, le recomand mai ales celor care nu au reușit până acum să schimbe viața, nu au reușit să facă deloc pasul ăsta, nu știu, foarte multe kilograme. Un mod de a începe. Adică pur și simplu li se pare ceva total străin, dar cumva au ideea că deci sunt în acea fază de contemplare, se gândesc, poate asta ar fi soluția pentru viața mea, poate dacă știu un mod de viață așa ar fi mult mai bine, să vină chiar dacă pur și simplu stau și se uită la ore. Ia să vedem. Avem un telefon. Îl luăm și în direct. Bună seara! Bună seara! Aș avea o întrebare scurtă. Să rămână, cu cine avem onoare? Mă numesc Luciana. Ești din București? Da, sunt din București. Perfect. Ce
ce exerciții recomandați pentru ateroscleroză a membrele inferioare? Ce exerciții? Da, pentru circulație mai bună a sângelui la nivelul picioarelor. Și dacă este voie să luăm calciu înainte de antrenament în acest caz, pentru că este bun pentru mușchi, sau mai bine să luăm blocante de calciu? Cred că asta ar trebui să verifici cu medicul tău. Noi suntem într-o zonă unde ne putem pronunța. Doar legat de exerciții, dacă aveți ceva pentru... Eu aș putea spune ceva aici. Întotdeauna nutriționistul și medicul trebuie să fie în strânsă legătură cu antrenorul personal. Deja aici sunt subiecte care cel mai bine se rezolvă la un medic, pentru că se pot face mai greșeli dacă se oferă sfaturi greșite. Pentru că niciunul de aici nu este specialist în așa ceva. Așa că cel mai bine ar fi să te sfătuiești cu un medic, după care să vii să stai de vorbă cu antrenorul personal, dacă ai, sau cu celul care lucrezi la sală. Ce vârstă ai? 33. Și cum ți-a fost pus acest diagnostic? Sau e pentru altcineva întrebarea? Nu am un diagnostic pus. Este presupunere. Ai o presupunere. Pe atunci, dacă primul ai... pas este o vizită la medic. Exact. Mergi la medic, vezi care e treaba. Și poate situația nu e atât de gravă cum credeai, sau poate din contră e mai gravă și acum ai oportunitatea să iei niște măsuri serioase și apoi vezi ce e de făcut. Să știi că medicul îți va spune clar ce tip de sport ai voie să faci, cât timp să dureze, la ce intensitate, și eventual îți va da medicația. Adică a lua pe cont propriu niște suplimente sau niște medicamente nu mi se pare o idee bună în cazul tău. Da, unde am întrebat? Eu mi s-a spus că ar fi o problemă la mușchi, nu la circulație. Mai mergi și mai fă niște controle. Să știi că în toate situațiile nevoie și de a doua părere, știi cum se spune. Deci mergi și verifică. Da, mai fă niște controle. Eu sunt fanul, să spunem, al controlelor medicale. Eu recomand înainte de orice program de sport, de program de nutriție, de dietă, că acum e la modă, noi am mai discutat o dietă sau e la modă altă dietă. Te duci, îți faci un control medical și abia apoi te apuci de treabă, pentru că iată, e posibil să ai niște probleme despre care știi sau despre care nu știi și vrei de fapt să le previi și să le rezolvi, nu să le agravezi cu un program de nutriție și antrenament. Bun, o să-l întreb pe Alexandru Mureșanu dacă mai are ceva de completat, dacă mai are vreo idee de transmis, ne-am apropiat de finalul emisiunii. Legat de întrebarea pusă mai devreme, că este o întrebare foarte bună. De ce? Pentru că se face foarte des confuzia între un antrenor personal, un nutriționist și un medic. Niciodată antrenorul personal nu va ține locul medicului și nutriționistului, dar ei trei trebuie să lucreze mereu și să colaboreze spre binele clientului. Motiv pentru care întotdeauna când apare o problemă, un antrenor personal educat și care își cunoaște foarte bine meseria va trimite acel client la medic și împreună cu medicul vor stabili pașii următori în programul care trebuie făcut pentru acea persoană. Niciodată singur. Bun, perfect. Cam asta a fost pentru astăzi. Mulțumim pentru telefonul în direct, Georgiana. O seară plăcută, rămâi cu Activ FM și în continuare. Vă invităm încă o dată la Convenția Internațională de Fitness, care va avea loc în data de 23-24 martie anul curent, la hotelul Marriott din București. O să avem acolo o multitudine de sporturi care pot fi practicate. Nu mai e cazul să le număr acum, le-am tot dezbătut pe parcursul emisiunii. Sunt și multe. Le puteți găsi pe site. Și asta, într-adevăr, este o convenție și, cum spuneam, am avut un premiu intrare care s-a dat, dar pentru persoanele care, de exemplu, vor să vină gratis la un seminar de nutriție, vineri dimineață am și eu un seminar de nutriție gratuit de data asta la un mare centru comercial din Băneasa. Deci uite, se leagă cu SMS-ul pe care l-am primit, pentru că sunt din București și aș prefera invitația pentru convenția din weekend. Mulțumesc pentru răspuns. Oarecum am epuizat, am adjudecat invitația. Putem redirecționa către tine. Poți primi invitația de o săptămână la Sport Station, la 168 Sport Station, și bineînțeles te invit la seminarul din de vineri, 10:30, la Molul din Băneasa, cu mare plăcere. Intrarea este gratuită, cristianmărgărit.ro, găsești acolo toate detaliile.
În schimb, sâmbătă voi vorbi despre cum am acționat eu și ce am făcut de am ajuns să vă vorbesc la radio din punct de vedere personal, da? Tema ar fi cum să te transformi într-o afacere. Nu știu dacă am ajuns să mă transform chiar pe mine într-o afacere, dar despre asta vom vorbi. Și duminică voi avea patru teme interesante, patru lucruri noi, trenduri în nutriție, unul deja l-am divulgat, deci vă așteptăm la Convenția Internațională de Fitness. Cam asta ar fi. Mulțumim mult de tot lui Alexandru Mureșanu, mulțumesc celor de la Fitness Scandinavia, înțeleg că Richmond are și o clasă nouă de Afrodance, abia aștept să o văd și să ne vedem, da? Vineri, deci ne putem vedea în orice zi, vineri, sâmbătă sau duminică, important e să veniți, să aflați lucruri noi, să vă mișcați, să vă motivați, asta spuneam un pic mai devreme. Mie mi se pare că un astfel de eveniment poate fi o motivare extraordinară, chiar și pentru o persoană care n-a făcut niciodată. Să vezi atâți oameni făcând sport, să vezi atâți oameni care arată foarte bine, este un privilegiu, aș spune. Da, eu zic că nu este deloc de neglijat, chiar să nu ratați această convenție internațională de fitness ce va avea loc în data de 23-24 martie, anul curent, repet, pentru că sunt multe lucruri, multe sporturi care vor fi adăugate acolo și întâlnite în același, sub același acoperiș. Asta e un mare lucru, să poți să găsești poate ceva care în viitor ți va potrivi și îți va place. Exact. Nu trebuie să alergi într-o mie de clădiri, într-o mie de orașe, într-o mie de direcții ca să vezi ce sport îți place sau ce ți se potrivește și cred că această convenție internațională de fitness este motivul cel mai mare pentru care voi trebuie să mergeți acolo, fiind la îndemână, practic, toată informația, tot sportul și așa mai departe. Cristian Mărgărit împreună cu Alex Mănucu, țin să-i mulțumesc deosebit pentru informațiile care ni le-a oferit Alexandru Mureșan. Sperăm să mai revină în cadrul emisiunii noastre, pentru că are multe lucruri de spus ascultătorilor noștri și noi dorim decât să aibă cât mai mulți fani spinning. Să precizăm că Petru a fost prima emisiune la radio și o să-l întreb în final cum i s-a părut emisiunea la radio. O să mai vin cu siguranță. Mă bucur că ți-a plăcut. La revedere, vă așteptăm pe toți. O seară plăcută în continuare, ne întâlnim miercurea viitoare, tot pe aceeași frecvență, 92,7 în București, ne puteți asculta și online, suntem aici prezenți miercuri de miercuri, Active FM, Get Fit și o seară cât mai plăcută tuturor și nu uitați, este chiar un ordin, veniți la Convenția Internațională de Fitness. O seară plăcută tuturor, ne auzim miercurea viitoare.